Salutare, dragii mei! Astăzi o să pregătesc salata vinegret. Tot de ce o să avem nevoie este cartofi, morcuri, sfeclă, castraveți murați, mazăre verde conservă, ceapă roșie, ulei și sare. Mai întâi de toate am pus legumele la fiert, cartofii și morcovul îi pun deoparte, sfecla o fierb în altă cratiță. Acum, după ce au fiert legumele, le curăț. Nu le lăsați să se răcească pentru că e mai greu de curățat. Foarte mulți fac această salată în post, care vor să postească, e foarte gustoasă și sățoasă. La fel fac și cu sfecla. Mi-am îmbrăcat și mănușile să nu mă murdăresc că te pătesc de la sfeclă. Tăiem cubulețe. După ce am tăiat sfecla cu buleț, îi adaug ulei, o amestec și o pun deoparte. Tai cartofii și morcovul, la fel cu bulețe. Castraveții îi tai în lung. Dar puteți să-i tăiați și cu buleți.
Ceapa la fel o tai cu buliețe. După ce am tăiat toate, punem și aici sare, ulei, amestecăm bine, mazărea. Adăugăm și sfecla. Amestecăm iarăși bine și o punem la frigider minimum 30 de minute. Puteți să-i puneți și iaurt și maioneză. Dar dacă doriți să fie de post, atunci o puteți mânca așa, fără adauzuri. Dar este gustoasă și cu smântână și cu maioneză. Este foarte gustoasă, colorată. Să aveți poftă!